În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la margine lumii cuvintele lor. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, la mulți ani! Iată-ne cu darul Dumnezeu la început de an, prima Sfântă Liturghie, și v-a ales Dumnezeu ca să participați alături de noi. Căci noi, slujitorii Sfântului Altar și monahii, mai vrute, mai nevrute, mai împinși de la spate, că se întâmplă și așa, iată-ne prezenți în casa lui Dumnezeu. Și a venit și ne-am rugat împreună și am liturghisit împreună și cu darul Dumnezeu, Dumnezeu va chema și pe dumneavoastră. Unii v-ați ostenit mai mult, unii mai puțin. Pe mine m-a mângâiat foarte mult un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune foarte frumos că Dumnezeu, pentru fiecare Sfântă Liturghie, are ele și Lui. Pentru că fiecare Sfântă Liturghie, Dumnezeu cheamă. Ei bine, dragii mei, considerați-vă astăzi niște aleși și niște chemați ai lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a ales ca să fiți aici. Cât sărmane dintre ei, la mezul nopții, la trecerea dintre ani, și-au urat sănătate, fericire, petrecere frumoasă, cât sărmane dintre ei n-au benchetuit până în zorii zilei. Și acum ce fac? Lipsiți de pacea și de bucuria lui Iisus. Pentru că petrecerea nu atrage după sine bucuria. Petrecere e petrecere, care e fără de Dumnezeu. Bucuria este cu totul altceva. Bucuria vine de la Dumnezeu, se revarsă în inimile noastre, înnoiește inimile noastre și ne face pe noi să fim de acum mai buni. Iar când ești bun, știți cât de frumos este omul bun? V-ați convins fiecare dintre dumneavoastră. Atunci când aveți de-a face cu un om rău, nu știi cum să scapi de el, nu știi cum să leviți, nu știi cum să treci mai repede să scapi. Dar un om bun are o bună mireasmă, cum spune Sfântul Ignate Briancianinov. Are o bună mireasmă în jurul său, în sufletul său. Și acea bună mireasmă o răspândește și celor din jur. Dar ca să fii bun, ca să ai bună mireasmă, să ai echilibru, ce trebuie să faci? Un singur lucru. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când vorbește în omiliile de la, când tălmăcește Evanghelia de la Matei, și atunci când vorbește despre dragostea lui Hristos, amintește foarte bine și spune un singur lucru îți cer ție. Eu îți și slujesc, spune mai înainte, îți sunt și tată, îți sunt și mamă, îți sunt și frate, îți sunt și soră, bancă și slujesc, dar un singur lucru îți cer și eu, să fii fidel mie. Dragii mei, suntem la început de an și Dumnezeu ne cere prin sărbătorile care ne s-au pus astăzi înainte, să medităm și noi mai mult la viața noastră, cea duhovnicească. Se întâlnesc astăzi mai multe sărbători, una laică, dar să știți dumneavoastră, religioase sunt mai multe. E pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, dar până la pomenirea, amintit de pomenirea Sfântului Vasile, trebuie să amintim că astăzi este duminica dinaintea botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care ați fost la Sfânta Liturghie și marea majoritate ați și venit de dimineață pentru că are lucru, vă și felicit și primească-vă Domnul osteneala. Cei 10 pași care ați săcut de la poartă, dacă ați venit din caz cu mașina până aici, să vă primească Domnul osteneala. Prima Evanghelie ce s-a citit
ne-a amintit nouă despre Ioan Botezătorul, cum a ieșit pe malurile Iordanului. Sunt primele 8 versete din capitolul 1, în Evanghelia de la Marcu. Cum Ioan a venit pe malurile Iordanului și a început să propovăduiască tuturor și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, predicând tuturor botezul pocăinței. O sfântă pocăință. Oare câți dintre noi înțelegem adâncul acestei taine? Și ce este pocăința? Mai este numită în limba greacă metanoia, adică schimbarea minții. Schimbarea minții ce înseamnă? Tocmai ceea ce ne dorim fiecare dintre noi, să ne noim. Adică schimbă-ți mintea. Sau cum noi, părinții, atunci când vine câte un fiu duhovnicesc sau câte o fiică și se plânge de anumite gânduri, îi spunem imediat: mută-ți mintea. Mută-ți mintea de la cele rele la cele bune. Pune în mintea ta cele bune. Aceasta e pocăința. Și astfel, dacă noi luăm aminte la pocăință, ne îndreptăm de acum către cea de-a doua evanghelie ce s-a citit astăzi, care ne vorbește nouă despre al nostru Domn și Mântuitor ce s-a născut. Al nostru Domn și Mântuitor ce tocmai s-a născut în Betleemul Iudeii și care la 8 zile a fost adus la templu în cetatea Ierusalimului pentru a suferi tăierea împrejur. O lege care i-a impusă poporului iudeu ca să fie deosebiți de celelalte nații, de cealaltă lume. Trebuia să rabde aceasta. Este un simbol, o prefigurare a botezului celui nou în Iisus Hristos, în Duhul adevărului. Botezul cel din apă și din Duh. Este o prefigurare a botezului acestuia, a tainei botezului. Ei bine, al nostru Domn și Mântuitor a trebuit să rabde aceasta. Dar, în aceeași zi, în a 8-a zi, se pune și numele pruncului și a pus numele Iisus, care știți foarte bine ce înseamnă, Mântuitor, Izbăvitor. Cel care a venit să izbăvească pe popor din robia păcatului. Aici am avea foarte multe de spus legat de numele lui Iisus și legat de numele pe care noi le punem copiilor la botez. Amintesc doar numai atât. Uitați-vă în calendar în ziua în care s-a născut și vedeți că, sau dacă vreți, citiți în Axarul Mare și acolo este imposibil să nu fie vreo 5, 10, 15 nume, pomenirea 5, 10, 15 sfinți și alege de acolo unul. Dar alege un sfânt, numele unui sfânt și pune pruncului tău și mulțumește-te cu unul, cu un singur nume. Căci este suficient să poarte numele unui sfânt. Ce să mai adaugi pe lângă numele Sfântului Ioan Botezătorul? Sau astăzi, serbându-l pe Vasile cel Mare, să mai adaugi ceva la Sfântul Vasile, la numele lui, alături de Vasile, care înseamnă împărat. Împărat absolut întru toate, dar în mod deosebit împărat întru cele duhovnicești. Și o, Vasilie, cât de mare ni te-ai descoperit, cât de mare ai fost în ortodoxia noastră, cât avem de la tine. Pe drept cuvânt au zis părinții, că ai îmbogățit, tu, Sfinte Vasile, ai îmbogățit slujbele noastre, el și cu Ioan Gură de Aur. Astăzi am liturghisit
a slujit liturghia Sfântului Vasile cel Mare. După ce am împărtășit către dumneavoastră, binecuvântându-vă cu Sfânta Cruce, harul Domnului nostru Iisus Hristos a făcut un semn discret către cei de la strană. Mi-a fost teamă că poate cumva au uitat că e liturghia Sfântului Vasile, dar ei erau pregătiți, pentru că deja lungimea cântărilor pe care ei le aveau în fața ochilor arătau că sunt pregătiți. Știau că e liturghia Sfântului Vasile. La liturghia Marelui Vasile rugăciunile sunt mult mai lungi, sunt extraordinar de frumoase și liturghia Sfântului Vasile o slujim de 10 ori pe an. Iar astăzi este una din cele 10, indiferent în care zi din cursul anului ar cădea pomenirea Sfântului Vasile, în ziua lui aceasta de 1 ianuarie se slujește liturghia căreia îi aparține, liturghia pe care El ne-a lăsat-o. Iisus a primit numele astăzi. Oare e un nume sub cer mai frumos ca numele lui Iisus? Oare e un nume mai dulce și mai bun a chema în inimile noastre ca numele Lui? Atât timp cât în Sfânta Scriptură găsim scris, atunci când se vorbește despre necazurile care vor veni, nu că le-ar vrea Dumnezeu, Dumnezeu n-a voit niciodată necaz pentru noi și suferință, ci acestea vin datorită greșelilor noastre, păcatelor noastre pe care le facem. Vorbind în Scriptură, evangheliștii, despre necazurile și care vor veni, s-a pus întrebarea, cine se va izbăvi? Și a venit răspunsul scurt. Tot cel ce va chema numele Domnului, acela se va mântui. Deci astăzi noi când am auzit că s-a pus numele Domnului Iisus, datori suntem a chema numele Lui în mintea și în inima noastră permanent. Va zice cineva, oare eu care lucrez sau sunt prins cu diferite activități, mai pot chema numele Lui? Și cine nu poate chema numele Lui Iisus? Răspunsul este unul singur. Omul mândru, omul care judecă, omul încăpățânat, adică care nu vrea. Încăpățânarea înseamnă a te opune cu bună știință, cu bună vrere, nu vreau. Deci cel care nu vrea, acela nu poate chema numele Domnului Iisus. Dar cel care se smerește, care iartă din inimă, care nu judecă, am îndemnat. La miezul nopții, când a pășit în noul an, la nejudecată. Și am zis anul acesta, haideți să judecăm mai puțin și să ne sprijinim mai mult unul pe celălalt. Și totodată să chemăm mai mult numele Domnului Iisus. Și aseară vă mărturisesc sincer, am avut și gândul acesta, ca minutele câte au rămas atunci între moliftele Sfântului Vasile, rugăciunile adresate acelea către ale Sfântului Vasile și ale Sfântului Angură de Aur, să păstrăm 3-5 minute de liniște când fiecare să rostească rugăciunea lui Iisus în taină. Și nu cred că e cineva care să nu știe ce este rugăciunea lui Iisus. E numele cel sfânt și bun. E numele cel curat. Atunci când îl chemăm, primim un har deosebit de la Dumnezeu în inimile noastre. Și atunci când chemăm numele Lui, numele Lui ne conduce către poarta Raiului și trăim prezența Sa. A trăi prezența lui Hristos
este, aș zice eu, scopul vieții noastre. Părintele Arsenie Papacioc punea permanent accent pe lucrul acesta, pe trăirea prezenței lui Hristos. Sunt în Cartea Faptele Apostolilor, găsim scris că nu este sub cer niciun alt nume mai frumos ca numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și nimeni nu poate să se izbăvească de păcat fără ca să cheme numele Domnului Iisus. Sfântul Ioan Scărarul zice într-un cuvânt al său, biciuiește pe vrăjmaș cu numele lui Iisus. Auziți, biciuiește-l pe vrăjmaș cu numele lui Iisus. Și aș zice eu, indiferent ce ispit ar veni peste tine, indiferent mânia, iuțimea, vorba de șardă, clevetirea, duhul cel urât al desfrâului, sub toate formele lui, orice duh al răutății, de ce ar veni peste tine, cheamă numele Domnului Iisus și te vei izbăvi. Dinamica păcatului nu poate fi biruită decât numai strigând neîncetat, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Poate cineva s-a întrebat vreodată, de ce nu ne aude Dumnezeu? Pentru că nu știm prima dată să iertăm. Piedica cea mare în calea rugăciunii noastre este neiertarea, al doilea, deci judecata, bârfirea și celelalte, și neluarea minte, nelucrarea. Atunci când le iei în brațe, cum mai auzem noi de la bătrânii noștri, ei, când le iei în brațe pe nu am și nu pot, nu mai poți să faci nimic. Așa este? Când ai zis că nu pot și nu vreau sau nu știu ce, desigur că atunci nu mai poți să faci nimic. Dar dacă ai zis, nădăjduiesc cu ajutorul Dumnezeu, poate vom birui și aceasta. De ce este ascultare? Ascultarea este încredere, împurtare de grijă a lui Dumnezeu. Și a fi ascultător nu este nimic altceva decât a te așeza în lucrarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, unde voiește, se biruiește rânduiala firii. Firea și lucrurile spun că e imposibil ca să realizezi cu tare sau cu tare lucru. Dar vine Dumnezeu care alături de tine te sprijină și ai reușit, ai biruit. Dragii mei, cea de-a treia sărbătoare religioasă de astăzi este pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Cu ce cuvinte te vor lăuda, Sfinte Vasilie? Tu care ai fost orator între oratori, care prin frumusețea viețuirii tale te-ai făcut stâlp al bisericii noastre, slujbele le-ai împodobit, obiceiurile oamenilor iarăși le-ai împodobit. Într-o pară se vorbește de o împărătească preoție, adică a slujit pe Dumnezeu ca un împărat, adică s-a dăruit total lui Dumnezeu. Și acum mi-a venit în minte, atunci când Vasilie mergea către biserica sa, din Cezaria Capadociei, l-a văzut Efrem Sirul, care auzise din îndepărtata Sirie că e un arhiepiscop cu numele Vasilie și e mare înaintea lui Dumnezeu. Când a văzut slava cu care mergea Vasile la biserică și se arată că mergea pur și simplu ca un împărat cu multă slavă, a cugetat într-o sine, oare chiar atât de mare să fie acesta cu cugetarea și cu trăirea lui? Și a rămas acolo în biserică, într-un colț.
Vasile îi trimite vorbă, spune monahului de acolo să vină la Sfântul Altar. Cred că caută pe altcineva Vasilie, zice Efrem. Îl trimite a doua oară. Du-te și îi spune, Efreme, te cheamă Vasile. Ce arată? I-a zis pe nume, fără să-l fi văzut. Atât de mare ce era Vasile cu trăirea și cu cugetarea. Aceasta pentru că am zis că într-o par se vorbește că el avea o împărătească preoție. Bunicii Sfântului, ca să vorbim despre viața Sfântului Vasile, trebuie să amintim un pic de bunicii lui. Aceștia s-au numit Macrina și Grigorie, care a fost episcop al Capadociei. Amândoi au suferit prigoniri. De acum, aceștia au avut doi copii, pe Grigorie și Vasile, care e tatăl Sfântului Vasile cel Mare, căsătorit cu Emilia și care a fost martir în persecuția lui Liciniu. Din căsătoria lor au rezultat 10 copii. 4 din cei 10 copii sunt sfinți în calendarul bisericii noastre. E vorba de Macrina cea tânără, pentru că este și Macrina cea bătrână, bunica Marelui Vasile, Sfântului Grigore de Nisa, Petru al Sevastiei și el, Marele Vasile. Născut în jurul anului 329, a fost pentru toți un fel de lege a virtuții. Orator între oratori, așa cum am spus, și filozof între filozofi. Se cunoaște foarte bine prietenia între Sfântul Vasile cel Mare și Grigorie teologul. Și pentru că avem în mijlocul nostru tineri care au venit cu drag ca să participe aici în seara, în noaptea aceasta și în ziua aceasta, prieteniile cele bune sunt de păstrat, prieteniile cele rele sunt de înlăturat. Spune foarte frumos Sfântul Apostol Pavel că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. E bine, la Sfântul Vasile cel Mare, între Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie, teologul, a fost o prietenie de nezdruncinat. De ce? Pentru că aveau la bază adevărul. Ei aveau un singur scop. Cum ei mărturisesc foarte frumos, nu cunoșteam, zice Grigorie, decât doar numai două căi. Școala și biserica. Școala de unde acumulam învățătura, cea profană, care de acum noi o treceau prin filiera creștină, prin învățătura creștină, și a doua, biserica, școala care ne zidea sufletește. Aceste două căi le-a cunoscut și iată cât de mari au ajuns și Vasile și Grigorie în biserica noastră, în ortodoxia noastră, în întreaga lume. Scrierile lor, un comentariu la Cartea Facerii, precum a scris Sfântul Vasile cel Mare, nu prea mai avem, scrieri despre Sfântul Duh, despre ce este Sfântul Duh, așa cum a scris Sfântul Grigorie, teologul, nu prea avem și mai are un cuvânt. Dacă Dumnezeu mi l-a dat în minte, Sfântul Grigorie, teologul, e scurt. Despre iubirea de săraci. Are Sfântul Grigorie, teologul, un cuvânt extraordinar de frumos. Și comentarii, desigur, la alte scrieri ale Sfintei Scripturii. Trăiam sub același acoperământ, mâncam la aceeași masă, avem aceleași păreri, trăiam în deplină armonie și ne spoream reciproc, cu multă râvnă, dragostea unuia către celălalt. Iubirile trupești, întrucât au bază trecătoare,
trec și ele întocmai ca florile de primăvară, spune Sfântul Grigorie. Deoarece nicio flacără nu dăinuiește mai mult decât materia care o produce și se stinge îndată ce materia combustibilă s-a consumat. Tot așa se petrece și lucrul și cu dragostea. Se stinge îndată ce s-a consumat jarul ei. Dar iubirile, zice Sfântul Grigorie, cele curate și plăcute ale lui Dumnezeu, având o temelie solidă, sunt cu mult mai durabile și cu cât se dezvăluie mai mult frumusețea lor, cu atât mai mult se leagă între ele și leagă și între ei pe cei ce iubesc aceleași lucruri. De aceea, la Sfinții Părinți și Sfântul Grigorie, amintește-m atât de frumos că prietenia care este întemeiată pe dragostea cea întru Hristos este de nezdruncinat. Și cunoaștem destule exemple, dragii mei, în felul acesta. Sfântul Vasilie s-a arătat un mare slujitor al bisericii noastre. A lucrat cu toată ființa sa, spune Grigorie, pentru alinarea suferințelor celor din nevoie, cum a fost marea secetă și foametea care a bântuit Capadocia din anul 368. Precuvântările sale a deschis hambarele celor avuți și îndemnurile sale a realizat spusele Scripturii, a împărțit pâine celor flămânzi. A imitat slujirea lui Hristos, care încins cu șorți, nu s-a sfiit să spele picioarele ucenicilor săi. Tot așa și Vasilie, de-a valma cu slugile, care erau colaboratori, îngrijea de trupurile celor care aveau nevoie de ajutor. Atât de mult ce s-a implicat Sfântul Vasile în lucrarea Bisericii lui Hristos. Se cunoaște credința lui, se cunoaște dragostea lui, grija lui cea mare pentru mântuirea oamenilor, căci dacă e, să amintim ce virtute l-a stăpânit în mod deosebit pe Sfântul Vasile, am putea spune că aceasta a fost grija pentru mântuirea oamenilor. Și al doilea, unitatea bisericii. Virtuțile cu care el era împodobit, frumusețea lui Vasile a fost virtutea, măreția lui a fost vorbirea despre Dumnezeu, mersul lui o continuă înaintare care prin urcări treptate l-a înălțat până la Dumnezeu. Întreaga viața lui Vasile n-a fost decât o înălțare spre cer. Dovedindu-se a fi om desăvârșit într-o viață desăvârșită. Deci Sfântul Vasile, iată cât de frumos și aceasta o spune Grigorie despre el, că a fost un om desăvârșit într-o viață desăvârșită. Când a venit vremea ca Vasile să treacă din această viață, a fost multă îmbulzeală la moartea lui. Dar înainte de a trece la cele veșnice, v-aș ruga pe dumneavoastră ca zilele acestea în care veți fi în tihnă acasă, oare e cineva care să nu aibă viețile sfinților sau prologele? Vedeți că acolo găsim descris foarte frumos diferite momente din viața Sfântului Vasile, cu acel tânăr care a scris cu sângele lui că se leapăte de Hristos și nu s-a lăsat Vasile, și acel tânăr a dat zapisul în mâna diavolului. El a dat lui Satana, pentru a-și împlini niște pofte necuvincioase. Și nu s-a lăsat marele Vasile până ce n-a văzut venind din bolta bisericii zapisul din mâna diavolului și l-a luat
în mâna sa și l-a arătat. Ei, tinere, acesta este? Acesta-i, Sfinte, cu mâna mea l-am scris, că mă lepăd de Hristos. Ce a făcut Vasile? I-a chemat pe toți la rugăciune, i-a dat și lui un canon să facă și a pus toată biserica. Când diavolul striga, mă nedreptățești, Vasile! El atunci a strigat către lume, toată lumea să zică, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Și în acel moment, Dumnezeu l-a legat pe diavolul și a luat zapisul din mâna lui și l-a dat lui Vasile. Și mai sunt astfel de momente în viața Sfântului Vasile cel Mare. Dragii mei, la moartea Sfântului Vasile a fost oarecare îmbulzeală. Iar cei care și-au dat sufletul în acea îmbulzeală, care erau considerați fericiți, că au plecat din viața aceasta odată cu acest mare păstor al bisericii. Nu avea mai mult de 49 de ani când el a trecut din această viață. Sfântul Grigore are un cuvânt deosebit de frumos pe care nădăjduiesc cu darul Dumnezeu, vi l-am citit în anii din urmă, am să amintesc doar numai câteva rânduri. Cu greu trupul a fost smuls din bulzeala care aproape strivise pe cei care îl duceau. Și astfel a fost redat mormântului părinților săi, adăugându-se preoților arhiereul, predicatorilor, glasul cel puternic, care răsună în urechile mele, în fine adăugându-se martirilor un nou martir. Așa a fost considerat de prietenul său. Și acum, dragii mei tineri, oare câți dintre noi vedem pe prietenii noștri martiri? Când prieteniile în ziua de astăzi se leagă cu totul pe altceva. De aceea, să luăm aminte la viața noastră. Zice mai departe, acum El este în cer, unde aduce jertfe pentru noi și se roagă pentru popor, căci deși ne-a părăsit, nu ne-a părăsit de tot. Sfântul Grigorie, teologul, încheie cuvântul său cu o rugăciune deosebit de frumoasă, prin care îi cere Sfântului Vasile ca să-l primească și pe el în corturile sale, el prietenul. Îi cere Sfântului Vasile ca să potolească ghimpere trupului care este dat de Dumnezeu pentru înțelepțirea noastră. Dă-ne curaj ca să-l suportăm. Îndreaptă viața noastră spre ceea ce ne este mai folositor. Iar după ce ne vom muta din viața aceasta, primește-ne și pe noi acolo în corturile tale. Așa și încheie Sfântul Grigore, teologul, cuvântul său la pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Dragii mei, suntem la început de an. Iată, trei sărbători bisericești și una laică s-au întâlnit astăzi. Cum pornim în noul an? Dacă privim în urmă, vedem că în anul ce a trecut, unii au rămas. N-au mai ajuns să fie cu noi în biserică în ziua aceasta. Au rămas pe cale. Au plecat ei oare pregătiți sau nepregătiți? Dacă și acum aici Dumnezeu ne-ar vesti la vreunul dintre noi că ai grijă că în anul acesta pleci și tu, oare l-am crede? Ei bine, Dumnezeu păstrează aceasta ca o taină a sa.
chemarea noastră dincolo. Dar avem momente în care putem simți, putem trăi, când Dumnezeu ne cheamă la Sine. Să luăm aminte cum petrecem, să trăim frumos, să viețuim frumos, să ducem o viață demnă, să ne înnoim viața noastră, să lăsăm păcatul în urmă, că iată avem atâtea exemple, și să ne hrănim cu numele Domnului Iisus. Să ne doară pentru aproapele, să ne doară inima pentru aproapele, să ne doară sufletul când vedem că aproapele nostru nu merge bine. Un părinte spunea că nevoia ca inima să ne doară pentru neamul nostru, dar și pentru ce se întâmplă în lume, pentru ceea ce se întâmplă în neamul nostru din punct de vedere moral, economic, național, această durere, zice el, să o topim în rugăciune până la lacrimi către Dumnezeu. Deci iată, atunci când observăm și avem o durere pentru cineva, când am observat că cineva nu merge bine, ce avem de făcut? Această durere să o topim în rugăciune până la lacrimi înaintea lui Dumnezeu. De vom face așa, vom înnoi viața noastră. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea tărie, să ne dea putere, să ne dea râvnă către toată fapta cea bună, spor și înnoire lăuntrică. Punct la tot ceea ce este rău și păcat, la tot ceea ce te atrage către cele rele și cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, al cărui nume să-L chemăm, așa vom birui și va fi plăcuți lui Dumnezeu și Sfinților Lui. Amin.